Așadar, dragilor, punem repede lecția la clasa 6-a, deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a 6-a. Începem cu Robert, da? De la pagina 144, 56. De drumul. De geometrie. În triunghiul ABC ascuțit un pic. În triunghiul ABC ascuțit un pic. Deci toate unghiurile sunt ascuțite. Da. Da? Triunghiul A, B, C. AD este înălțime cu D aparține BC. AD, adică este perpendiculară din A. Da. AD. Înălțime cu D perpendiculară. Am dus-o. Perpendiculară din C pe AB. Din C pe AB. Se întâlnește cu cealaltă. Intersectează AD în H. Așa. Intersectează pe AD în H. Și AB în E. În E? Da. Bun. Perpendiculară din E pe BC. Din E pe BC. Perpendiculară din E pe BC. E paralelă cu AD. Să ne înțelegem. De ce? Sunt două perpendiculare pe aceeași dreapta. Astea devin unghiuri corespondente de 90. E foarte corect. Ce se întâmplă cu perpendiculara? Intersectează AC între pe AC. Intersectează, nu pe AC, într-un punct există P. P. Realizați un desen corespunzător și scrieți construcțiile pe care le-ați făcut cu ajutorul simbolului matematic. Deci, să realizăm ce? Un desen corespunzător. Adică să desenăm ce am povestit. Da. Și scrieți construcțiile pe care le-ați făcut cu ajutorul simbolurilor matematice. Așa. Bun. Bun. Deci, scrie ipoteza. Practic asta le spunem. Și nu cer nimic, nu? Nu. Ipoteză. În ipoteză, dar cere mări câte ceva. Dacă trebuie să cerem ceva, că nu ne propunem, nu putem să nu cerem ceva. Deci în ipoteză avem triunghiul A, B, C, ascuțit unghic. Da? Ascuțit unghic. Da? Triunghi ascuțit unghic. Înseamnă că toate unghiurile sunt mai mici decât 90 de grade. Scriem în paranteză că oricare ar fi A, unghiurile A, B și respectiv C, toate măsura lui A e mai mică decât 90 de grade și măsura lui B e mai mică decât 90 de grade și a unghiului, da? A unghiului. Și măsura lui C mai mică decât 90 de grade. Asta înseamnă că triunghi ascuțit unghic, toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade. Ce ar însemna drept unghic? Un unghi de? 90 de grade. Și obtuz unghic? Un unghi mai mare de 90 de grade. Deci asta trebuie să țineți minte clar. Ce mai spui în problemă? Că AD e perpendiculară pe BC. Deci dreapta AD și se scrie așa AD. Da? Dreapta AD e perpendiculară pe BC. Apoi, că dreapta CE e perpendiculară pe AB. Robert, a fost vorba să am făcut desenul și scriem acum cu simbolurile matematice toată ipoteza. Că ce e perpendiculară pe AB. Ce mai avem? Că D aparține lui BC. Să scriem și chestia asta. Că D aparține lui BC. Deci D se află pe BC. De aparține drepte BC.
Așa. Că ce s-a mai întâmplat? Ade este pe Ade, am zis pe Bengală, pe BC. Că D este un punct pe BC, am remarcat asta. Putem să notăm unghiul, nu. Am spus că ce e perpendiculară pe AB și... Putem să spunem că AD este paralelă cu E... AD paralelă cu E... EP. Ce vreau să zic, ce punct e? EP, da? Așa. Dar mai avem de remarcat că am dus înălțimea din C pe AB și ce e perpendiculară pe AB și facem precizarea că e aparține lui AB. E aparține lui AB. Deci E este un punct pe AB. E aparține lui AB. Încă ceva. Că ce E s-o intersecta cu AD într-un punct H. Așa a spus o problemă. Să zicem, ce E intersectează AD AD egal mulțimea formată din punctul H. Da? Ce intersectează cu AB e egal cu H. Pe urmă, PE e perpendiculară pe CB, așa să zic, nu? PE. PE. Sau ce să zic, duce-o paralel sau duce-o perpendiculară prin E, BBC, intersectează AC în punctul B. Da. Trebuie să scriem simbolul, prin simbolul ăsta. Deci, zicem, PE, așa scriem, PE, perpendiculară pe CB, perpendiculară CB, și că PE aparține lui AC. PE aparține lui AC. Adică prin ea am dus o perpendiculară, iar PE este rezultatul intersecției acesteia cu AC. Pe aparține lui AC. Sigur că putem spune că e pe paralelă cu AD, dar asta o să apară din concluzie. Deci, asta a cerut autorul să citim o problemă, să facem figura corespunzătoare din cuvintele care au fost enunțate acolo și, în plus, să transcriem ipoteza prin simboluri. Concluzie. Noi cerem și ceva, că nu se poate chiar să dăm problema asta. Concluzie. Să se arate că unghiul CAD este cât unghiul CPE. Deci unghiul CAD CAD congruent cu unghiul CAD congruent cu CPE. Ce, pe, e. Deci, ce, a, de, cu ce, pe, e. Adică unghiul de aici, asta e congruent cu asta. Ce să vă mai, ce să mai cer eu? Să arătăm că unghiul de aici, a, ce, e, a, ce, e, e congruent cu unghiul, deci, a, ce e congruent cu unghiul ABD. Cu ăsta de aici. Cu ABD. Cu ABD. Atât. Să arătăm aceste două lucruri. Deci, 1 cu 1 și 2 cu 2. Să arătăm aceste două. Demonstrați. Păi ar trebui să demonstrăm. A. Cum arătăm că CAD CAD că CPE. Hai să notăm aici F. Ca să fie și mai ușor. CPE. CPE. F. Cum arătăm că CAD este cât CPF?
noi știm că AD este paralelă cu PF. PF, da. Din ce motiv? Fiindcă sunt perpendiculare pe aceeași dreaptă. Da. Fiindcă asta e 90 de grade, asta e 90 de grade și el pică în varianta asta, ca tăiate de o secantă și astea apar de trunghiuri corespondente. Da. Și, și le obligă să fie paralele, da? Și avem secanta CP. Și tu privești, după ce ai dovedit că astea sunt paralele, din da. Motivul care am vorbit, acum surprins de aceste două paralele, tăiate de o secantă, secanta CP sau AP. CP sau AP? Da. Și atunci, două paralele tăiate de o secantă formează perechi de unghiuri. Complet. Alterne inter, alterne externe, corespondente. Da. În ce calitate le-ai văzut tu pe 1 și 1? Unghi 1, unghi 1. Alterne externe. Păi, ca să fie externe, da. Trebuie să fie în exteriorul paralelelor. Alterne interne. Nici alterne interne, că unul este intern, dar celălalt nu este intern, e în afara paralelor. Deci nici alterne interne, nici alterne externe. Corespondente. Păi din trei trebuie să fie una, nu? Așa, corespondente. Sunt, corespunde aceeași parte a secantei. Asta e secanta CP, iar unghiul ăsta și cu ăsta sunt de aceeași parte a secantei. Deci două paralele tăiate de o secantă formează unghiuri alterne interne, alterne externe și corespondente, congruente două câte două. Aici le recunoaște ca fiind unghiuri corespondente. Asta e motivul pentru care sunt paralele. Da? Sunt unghiuri congruente. Deci, cum începem demonstrația? Cum redactăm? Întâi arătăm că AD este perpendicular, paralelă cu PR. Perfect. Deci avem așa, că AD e perpendiculară pe BC. Da, AD e perpendicular pe BC. Apoi, avem că EF, am dus-o perpendiculară. Pe CB. EF perpendiculară pe BC. EF perpendicular pe BC. Redactăm, Miruna, da? Mm-hmm. Deci, AD perpendicular pe BC. EF perpendicular pe BC. Și secanta CB putem privi așa. Cele două drepte tăiate de o alta de BC formează aceste două unghiuri de câte, dacă e perpendiculare, cât este unghiul? Hai să citim unghiul ADC sau ADB, unghiul ADB, unghiul, scrim aici, rezultă că unghiul ADB, măsura unghiului ADB este egal cu, câte, măsura lui ADB este egal cu 90 de grade, da? Și din perpendicularitatea cealaltă rezultă că și măsura lui EFB, măsura lui EFB, egal cu tot 90 de grade. Și fiindcă amândouă au aceeași măsură, ce înseamnă dacă au aceeași măsură? Unghiurile acestea? Măsura lui ADB egală cu măsura lui EF. Sigur că da, sau ADB e congruent cu EF. Da. EFB. Deci de aici rezultă că unghiul ADB este congruent cu unghiul EFB. Deci ADB congruent cu EFB. Pentru dreptele AD, EF și secanta CB, deci pentru AD și EF, EF, BC secantă, BC secantă, ce fel de unghiuri devin acestea? Pentru două drepte tăiate de secantă, ce fel de unghiuri devin? Ia uitați-vă, pentru aceste două drepte tăiate de secanta CB, ce fel de unghiuri sunt acestea? Cum se poate numi? Care sunt de aceeași parte a secantei. Deci, corespondente, sigur că da. Deci,
ADB și EFB, unghiuri, unghiuri corespondente. Dente. Unghiuri corespondente. Și atunci ce se întâmplă dacă am descoperit o pereche de unghiuri, o pereche de unghiuri corespondente, congruente, înseamnă că dreptele astea sunt obligate să fie ce fel de drepte? Paralele. Paralele. Deci rezultă din chestia asta, din toată povestea asta, rezultă că AD paralel cu EF. AD paralel cu EF. Există încă o dată, n-am mai făcut multe probleme de acestea și iată că sunt dificultăți. Deci, noi trebuia să arătăm că dacă două drepte sunt perpendiculare pe o dreaptă, ele sunt ce fel de drepte? Paralele. Dar am vrut să vedem argumentația corectă. Cum argumentăm așa lucru? Și am zis așa. AD e perpendiculară pe BC. Înseamnă că unghiul ADB, măsura lui ADB, este 90 de grade. Pe urmă, EF e perpendiculară pe BC. Înseamnă că măsura lui EFB este și ea de 90 de grade. Dacă unghiul ăsta e de 90 și ăsta e de 90, ele, cele două unghiuri, sunt congruente. Dar dacă sunt congruente, în momentul în care le surprind pe cele două drepte, tăiate de disecanta BC, ele capătă calitate de unghiuri congruente, dar corespondente. Unghiuri congruente, corespondente, obligă ca dreptele de care am amintit, nu? Dreptele respective, să fie obligatorii, să fie paralele. Și iată că am arătat că două drepte perpendiculare pe o a treia sunt paralele. Deci am arătat, acest este rezultatul, două drepte perpendiculare pe o altă dreaptă, două drepte perpendiculare pe o altă dreaptă, sunt paralele. Asta este rezultatul pe care l-am demonstrat pe momentul de față. Deci două drepte perpendiculare pe a treia dreaptă sunt paralele, clar, am demonstrat că apar acolo unghiurile de cele de unghiuri corespondente, unghiuri din 90 de grade. Insist. Insist și vă zic că deci AD și EF sunt perpendiculare pe BC, sunt de 90 de grade, e clar că le-am obligat să fie paralele. Acum, din clipa în care le-am paralele și privesc secanta AC, iar AC secantă, două drepte paralele tăiate de secantă formează perechi de unghiuri alterne interne, alterne externe și corespondente congruente. Bastian? Nu. Deci după ce a scris asta, conform teoremii directe, avem toate felul, tot felul de perechi de unghiuri. Sunt parcă vreo 8, parcă mai amintesc eu, da, 8. Ei bine, asta înseamnă că unghiul CAD și cu unghiul CPF capătă, sunt sub ce formă privite? Sunt unghiuri, am spus mai devreme, corespondente și atunci ele sunt complete. Deci rezultă că CAD, unghiurile CAD, e congruent cu unghiul CPF. CPF. Corespondente. Corespondente. Și iată că am clarificat, am răspuns la prima întrebare, am răspuns la întrebarea dacă sunt sau nu corespondente. Dacă sunt sau nu congruente. Răspunsul este asta, sunt congruente. Să vedem cum arătăm punctul B. Deci, A-ul l-am făcut. B-ul. La B trebuie să arătăm că unghiul ACE e congruent cu unghiul ABD. Cu ABD. ACE cu ABD. Trebuie să arătăm că unghiul acesta sunt congruent. Cum arătăm? Ramona, cum arătăm? Mejuna, mi-a rămas am rămas cu mintea la Ramona. Unghiul ACE ACE cu ABD cu ABD
ACI, adică 2-2, cum în sănătate acolo, da? Cum arătăm că ACI este cât a BD? Fie adevărat. Cred că am reușit. Și dacă ne străduim cât ne-am străduit noi de mult, nu reușim. Deci, nu cu unghiul acela trebuie să arătăm, ci cu unghiul ăsta 2, cu ăsta de aici 2. Adică cu ce HD? Cu ce HD? Aceea, a, nu aceea. Pe ăsta multific. Ce aș de? Ce aș de? Ce aș de? Adică unghiul de aici. Asta vreau să cred. Ce aș de? Mai ce idee? Păi. Să încercăm. CHD. În ce triunghiul putem privi pe unghiul CHD? În triunghiul CHD. Păi CHD, deja am spus triunghiul. Când am zis cele trei litere, CHD, adică în triunghiul CHD. CHD. Ce fel de triunghi este CHD? Izosceal. Nu, păi dar nu arunca cuvintele așa, te-am mai spus. Păi dacă A, D e perpendiculară, ce HD, unghiul de aici, din D, câte grade are? Dacă e AD perpendicular, păi, dacă ăsta e 90 și ăsta e 90, nu? E limpede. Deci, unghiul HDC, HDC ăsta, este de 90 de grade. Și atunci, cât cu CHD și cu unghiul HCD, CHD și cu HCD, adică și cu ăsta, ce fel de 2 și cu ăsta de aici, ce de fel de 90 de grade? Facă preunul 90 de grade, sunt complementare. Deci, CHD și cu HCD, ăstea două facă preunul 90 de grade. Dar, în triunghiul CEB, ce fel de triunghi este CEB? Ce e B? Ce fel de triunghi este? Ia să văd. Ce e B? Nu? Păi cum am zis o fie ce e? Cum am zis să fie? Ce e? Cum am zis-o? Perpendiculară. Nu tot perpendiculară? Și dacă e perpendiculară, unghiul ăsta de câte grade este? 90. Și atunci ce rămâne? Ăsta din B și cu ăsta de aici din C. Adică... Amândouă fac 90 de grade. Și iată, ăsta și cu ăsta fac 90 de grade. Pe de altă parte, același unghi și cu ăsta fac 90 de grade. Da. Deci cele două unghiuri, ăsta din H și ăsta din B, au același complement. Da. Au același complement. Deci împreună cu același unghi fac 90 de grade. Și atunci nu sunt clar că sunt congruente. Deci iată că am arătat că unghiul CHD 2 este cât unghiul EBC, pentru că ele au același complement, adică au ca unghi ce completează până la 90 de grade pe HCD. Pe HCD. Deci iată că am putut da răspuns și la acest lucru. Cum redactăm? Miruna, te rog să mă ajut să redactăm. Păi avem
triunghiul. Spune-mă triunghiul. În triunghiul CHD. Triunghiul CHD. Putem spune, avem din ipoteza acolată că HD perpendiculară. HD perpendiculară pe cine? Pe CB. Pe BC sau CB? Pe BC. Rezultă de aici că măsura unghiului HDBC HDC egal cu 90 de grade. Deci rezultă că măsura unghiului este de 90 de grade. HDC. Dar dacă HDC, HDC e de 90 de grade, așa rezultă că și celelalte două unghiuri D și D, H, C e tot de 90 de grade. DHC, da. Măsura lui DHC împreună cu măsura lui HCD 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 egal cu 90 de grade. Da? Deci subliniem pe cel care apare cu un HCD HCD, ăsta îl subliniez. Pe de altă parte, în triunghiul CEB, deci în triunghiul CEB despre care știu că CE este perpendicular. Hai, vorbește tu, Robert. CE? CE? Este perpendicular? Este perpendicular pe AB. Atunci ce rezultă? Că măsura unghiului... Că măsura unghiului ECB. Nu. Dacă măsura unghiului CEB este... CEB, asta a fost. Măsura lui CE. E, B, egal cu 90 de grade, da? Și din asta, faptul măsura lui C, B este 90 de grade, rezultă că... Că măsura lui... Și celelalte două unghiuri... Ce? Adunate au 90 de grade. Deci rezultă că celelalte două, adică ce unghiuri? E, C, B și... Sau, ori zici E, C, B, dar zici H, C. H, C, D. H, C, D. Așa fac. HCD, măsura lui HCD, plus măsura lui EB, măsura lui HCD, HCD, plus măsura lui EBC, plus măsura lui EBC, EBC, fac tot în 90 de grade, da? Deci HCD plus măsura lui EBC măsura lui EBC egal cu 90 de grade. Iată că HCD îl vedem și aici, îl vedem și acolo. Fiindcă 90 și 90 înseamnă că pot să spun că unghiul. Hai, Robert. Unghiul. Măsura lui DHC. Eu nu dacă copii de pe tabă, n-am făcut nimic. Păi nu copii de pe tabă. Păi da. Trebuie să gândești. Hai, te rog că îmi duc tu la acel moment. Păi, nu copii de pe tabă, dar asta faci. Tu ești la tabă și scrii că vorbuna, n-ai nicio treabă. Tu, că dacă urmărești sau nu lecția, nu te interesează. Păi, mă zis așa. DHC. Îl vedem pe unghiul de HC? Da. De HC. Asta de aici. Plus HCD. HCD, adică asta de aici. Fac da, într-una 90. Da, da. De altă parte, măsura lui HCD, adică tot același HCD, EBC. Între unghiul care? Între unghiul care? C, E, B. Nu? Ce și dacă 90 și 90 putem egala, deci zice... Măsura lui DHC plus măsura lui HCD. Deci zice măsura lui DHC. Egală cu măsura lui EBC. Plus măsura, ca să vadă tot omul, plus măsura lui HCD. Lui HCD. Este egală cu măsura lui HCD. Măsura lui HCD. Plus măsura lui EBC. Plus măsura lui EBC. Și atunci măsura lui DHC
măsura lui e b c. Este egal cu măsura lui de fâcă. Deci de aici, HCD, HCD, n-am rost să mai luăm și înseamnă că măsura lui de HC egal cu măsura lui EBC. Lui EBC. Da? DHC egal cu măsura lui EBC. Și în clipa asta, înseamnă că am arătat că DHC este congruent cu EBC. Adică cu B ăsta de aici. A, ori zic ABD, ori zic EBC, este același unghi. Și cu asta am arătat și punctul al doilea. Ce este de reținut? Scriem. Problema asta acum. Ce merită să reținem? Hai să ne gândim la discuția care am purtat-o. Ce lucruri am folosit eu? Dacă dreptele perpendiculare... Două drepte perpendiculare pe o altă dreaptă sunt paralele. Am demonstrat acest rezultat. Merită să-l ținem minte tot timpul. Deci, din probleme, ținem așa. Pe urmă, am demonstrat iarăși ce lucru. Ne-am amintit paralelismul. Două drepte paralele de o secantă formează perechi de unghiuri congruente și invers. Dacă ai două perechi de unghiuri în calitate de alterne interne, alterne externe, corespondente, congruente, atunci dreptele sunt paralele. Foarte important. Cum arată că două drepte sunt paralele? Deci asta e de reținut foarte tare. Și pe urmă am cerut să arătăm două unghiuri congruente, iar acest lucru s-a bazat pe faptul că au același complement. Deci dacă două unghiuri au același complement, adică au pe același care completează până la 90 de grade, înseamnă că sunt congruente. Deci vedeți, acestea sunt lucrurile importante. Tu mi-ai cerut să fac un lucru destul de minor, să ai făcut mai mult aici. În virtutea ceea ce ați observat de la pitici, că suntem în etapa în care propunem egășiții, și super, am mers și la voi și v-am arătat. Despre problema asta, hai să cerem ceva. Să cerem că unghiile acestea sunt congruente, pentru că am zis exact că sunt paralele și secanta și am zis, hai să arăt că sunt congruente. Și că unghiul de aici și cu ăsta au același complement și atunci problema a mers. Alte probleme, te rog. Tot așa de construcții și atât? Trebuie să arătăm că un desen este corect. Un desen este? Avem o ipoteză. Da. Și va trebui să arătăm... Am închis aici la sus. Da. Și ne dă un desen al problemei. Da. Și noi trebuie să demonstrăm dacă este corect. Dacă este corect? Să verificăm dacă desenul este corect. Desenul este corect. Măi, ce probleme grele. Ne uităm să nu depășim 50 și... Nu, ești 33. Așa. Zi-mi, zi-mi... Desenul la desen... Vă dau carte. Vezi un desen, da. Deci, o să... Văd eu desenul. La ce pagină? 144. 6, da? Da. Deci este un desen care arată așa. Aici e B. Aici e B, E. Și A, D. A. Și D. Este un desen pe care așa îl vedem executat. Și acum citim problema și ne întreabă: urmăriți dacă din ceea ce înțelegeți voi din conținut, din enunțul problemei, execuția este corectă a figurii respective. Spune așa, în triunghiul ABC, în triunghiul ABC, BC-ul nu apare deloc.
greșită. Nu, 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 se zice așa. În triunghiul ABC sau șteți unele părți, rămân ca în figura alăturată. Nu, cred că ce era la capăt. După D. Da. Rămân ca în figura alăturată, înălțimile. Au rămas ca înălțimile, în figura alăturată, înălțimile AD și BE. Reconstruiți triunghiul ABC și folosind teorema de concurență a înălțimilor. Și folosind concurența a înălțimilor. Mm. Da. Deci spune că avem așa. Eu am să fac în felul următor. Deci, atenție. Ca să fie adevărat, încât BE să fie înălțime, trebuie să duc din A o perpendiculară. Din A o perpendiculară. Deci, aici trebuie să fie 90 de grade, da? Deci, încă o dată, așa trebuie să apară. Deci, în triunghiul ABC, ăsta e C-ul. Deci, din A, am dus o perpendiculară pe BE, așa în fel încât BE să fie înălțime pe AC. Deci, invers acum am procedat. Din A am coborât perpendiculară AC, încât BE să fie perpendiculară pe AC. Și mai spune autorul BE. Ăsta este punctul E. Da? Și de asemenea, triunghiul a fost construit. Concurența înălțimilor spune că dacă prin C ar duce o dreaptă, din punctul de intersecție al înălțimilor, atunci, în mod normal, unim pe A cu A cu B, asta trebuie să fie înălțime. Deci aici să fie înălțime. Concurența înălțimilor așa spune. Dacă am două înălțimi duse, B, E și A, D, cea de-a treia care pleacă și trece prin intersecția lor, este tot înălțime. Deci, practic, duc o dreaptă prin C și prin H, punctul de intersecție, și unit pe A, B trebuie să fie perpendiculare. Dacă sunt rigoros. Așa. Și dreapta ce... Trebuie să mai notăm cu o cifră, nu? Ce prim, dacă vrem. De E, F, poftim. Ca să vedem... Deci, ce F e și ea perpendiculară pe AB. Citim încă o dată enunțul. Din triunghiul ABC s-au șters unele părți. Adică ce s-a șters? S-a șters pe AB. S-a șters și AC-ul. C-ul s-a șters, nu mai știam unde să-l punem. Însă se zice că AD și BE sunt înălțimi. AD și BE sunt înălțimi în triunghiul respectiv. Reconstituiți triunghiul ABC și folosind teorema de concurență a înălțimilor. Adică teorema de concurență a înălțimilor spune că dacă ai două, cea de-a treia care trece pe intersecția lor, e tot înălțime. Și noi am avut, așa ni s-a dus în ipoteză, AD și BE sunt înălțimi. AD și BE. AD și BE. Și problema era a descoperi punctului C. Și pentru asta, din vârful A, am coborât o perpendiculară pe BE. Dreapta BE era precizată. Dintr-un punct exterior pot să duc o perpendiculară și locul în care se întâlnește cu BD, mi indică punctul C. Deci am găsit vârful triunghiului C. Și B cu E unite B cu A. B cu A.
Acum, dacă aur nu este bine precizat, sigur că eu pe perpendiculara dusă, pe BE, dacă n-am un punct fixat, nu pot să, dintr-un punct exterior, pe o dreaptă se poate zice o perpendiculară, unică perpendiculară. Deci l-am luat pe A undeva aici, pe, cum ar și vedeți în figură, că A este luat pe aici undeva. Am dus perpendiculara și mi-a ieșit foarte bine punctul C. Din C cu H, punctul de intersecție celor două înălțimi, am dus această dreaptă și din B, punctul B este bine precizat. Da? Punctul B este bine precizat, că e vârful. Deci este vârful acesta B știut. Așa. Deci, mai poate fi văzută și construcția într-un alt mod. Hai să vedem și într-un alt mod. Deci, ce avem în figură? Avem pe asta, unghiul B. Pe AD, o dreaptă așa. AD. Și asta este tot înălțime. Deci, pot să consider un punct oarecare pe aici, că aici nu este delimitat, deci punctul C nu l-am fixat. Și atunci, dacă le iau pe C fixat așa, într-un punct anume, duc CH o dreaptă, prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Prin C pe care l-am luat eu și H, duc o, ce am zis, o dreaptă, da? E cea de-a treia înălțime a triunghiului. Și acum, din B, cobor, duc o perpendiculară, punctul B fixat, a, era așa pe dreaptă, fără să fie localizat. Da? Atenție! De-aia îmi spune aici, folosind și teorema de concurență a înălțimilor. Deci, practic, trebuie să duc, fixez pe C într-un punct care vreau eu, putea să fie și mai așa. Putea să fie și așa. Dar atunci, perpendicular asta, ducea să intensitatea undeva mai sus. Au urmează să fie localizat în dată. Asta este mersul corect. Insist. Deci, am luat pe C, am dus CH, urmează ca din B să cobor o perpendiculară pe cine? Pe CH asta. Să fie 90 de grade. Asta se va duce. Iau un pic mai jos, că acolo sunt în situația să mă duc pe... Deci. Îmi place problema. Și de aceea insist pe ea. Deci este punctul B. Fixat. Când am zis B, când am dat unghiul, e fixat. Apoi, așa este știut. Asta e D-ul. A-ul nu spune că ar fi aici, mai sus. Este pe undeva A-ul, pe aici fixat. Da? Nu știu. Nu-i definitivat. Nu știu. Că ați văzut acolo dreapta, se poate duce oricât. Despre ce nu-i nicăieri. Nefiind nicăieri, eu pot să spun că C-ul îl iau într-un punct aici. C. Pe dreapta. Și atunci, din concurența înălțimilor, H este punctul de intersecție, CH există și o pot duce unică. Asta e CH. Din B care există, am să duc o perpendiculară pe CH, care e perpendiculară prelungită, o va întâlni pe HD, ca înălțime într-un punct A. Acum,
în punta pe aici, undeva. În mod clar, ce unim pe A cu C, aici tot perpendicular este. Tot perpendicular, pentru că BE este cunoscută, da? BE, eu era un punct undeva situat pe BH, nefiind localizat și el. El a fost precizat și în felul ăsta am găsit triunghiul ABC. Deci, iată că am construit triunghiul ABC, am reconstruit triunghiul, cunoscând două înălțimi. Și punctul de și un punct al triunghiului, pe B. Da? Ăsta este unul din triunghiuri. Da? Atât ai avut-o aici. Nu s-au făcut decât dacă ne-au întrebat dacă suntem în stare să reconstituim figura, să găsim triunghiul ABC, plecând de la faptul că cunoaștem un vârf al triunghiului și două din înălțimi. Înălțimea din B și înălțimea din înălțimea din B și o altă înălțime care se treacă prin vârful A, dar neavându-l pe A localizat. S-a șters de acolo, A-ul este undeva. C-ul, nici vorba, nu e localizat. Și am mers invers. De la ce l-am fixat undeva și am mers, sau puteam foarte bine să luăm pe A, pe undeva, pe înălțime, uneam, duceam o perpendiculară, uneam pe A cu B, duceam o perpendiculară care se treacă prin H și îl descoperam pe C. Cum da? A făcut prima. Cum a făcut în prima dată, dar cum a făcut în prima variantă. Deci, dacă îl privesc pe A localizat, atunci, prin H-ul ăsta, duc o perpendiculară și îl tai într-un punct și îl găsesc pe C. Și A, C trebuie să fie perpendicular. Deci, da, o problemă de așa asta, de construcție, într-un fel, și de refacerea figurii. Da, și acum să trecem la voi, la tema voastră. Cred că s-au făcut 50 minute. 40 și ceva, nu? 47. Oprim. Și la 50 ceva dincolo și mergem așa. Ca să facem